iubiți copii, drept măritori creștini. Dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că a binevoit cu multe veacuri în urmă din această parte a Moldovei, foarte aproape de mănăstirea Coșula, să se nască un prunc care va deveni cu timpul Sfântul Cuvios Sila, care împreună cu frații săi, Paisie și Nathan, s-au nevoit întru cele ale pusniciei pe acest pământ și conștiința creștinească a păstrat amintirea lor, mai ales unde au sihăstrit, lângă Budna, în codrii Moldovei celei de nord, și astăzi, fiind pomenirea lor, a fost gândul Părintelui Stareț ca Paraclisul din stăreția mănăstirii să fie așezat sub egida acestui sfânt, om al locului, cuvios din sihăstrie, rugător pentru noi în fața lui Dumnezeu. S-a sfințit un nou altar în această mănăstire. Un nou loc de Sfânta Liturghie, un alt spital duhovnicesc, o altă inimă în care pulsează Duhul Sfânt, un alt rug aprins care arde și nu se mistuie, un nou altar de jertfă în care omul se întâlnește cu Dumnezeu la Sfânta Liturghie. Un spital duhovnicesc la care alergăm să ne întâlnim cu doctorul sufletelor și al trupurilor noastre pentru a ne vindeca de atâtea răni așezate pe sufletul, pe mintea, pe cugetul și pe trupul nostru. O nouă inimă a mănăstirii, cea de-a doua, de fapt, prelungirea celei din tâi, în care pulsează Duhul Sfânt, care, având puterea cerului, o transmite în tot sistemul sufletesc și trupesc al obștei mănăstirii și a celor care, din când în când, veniți aici să vă așezați sub adumbrirea Duhului Sfânt. Un nou rug care arde și nu se mistuie, care luminează, curățește, dă direcția în noaptea lumii în care suntem. De aceea mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat ca mănăstirea să fie împodobită un nou altar, unde vor sluji părinții în mod special în timpul săptămânii. Un altar nu departe de locul lor de viețuire, de chilia, unde sunt chemați să împlinească pravila călugărească și cele care sunt și ca durere și bucurie pentru cei care au ales această cale. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și îl rugăm să aibă în grijă Sfânta Mănăstire Coșula ca să fie aici candelă de veghe, flacără aprinsă, pe care nemerniciile lumii să n-o stingă, pentru că avem nevoie de astfel de făclii aprinse ca de aer,
ca să putem să mergem mai departe, fiecare cu lucrarea noastră și având lumina lui Dumnezeu, dată de Sfintele Altare, de jertfa preoților din parohii și din mănăstiri, împreună cu poporul lui Dumnezeu, nădăjduim să mergem mai departe pe calea vieții. Și așa cum am moștenit cele pe care le-am moștenit de la părinții noștri, să le oferim celor care vor veni după noi, până când Dumnezeu va chema toată omenirea la sine, ca să fie El totul în toți și în toate. Adresez în numele Sfintei Mitropolii mulțumirea aleasă Părintelui Stareț, Părintelui Stareț Carinic, care s-a luptat, mai ales în ultimii 10-15 ani, ca pe lângă slujbele rânduiala călugărească să se aplece și asupra acestui loc vechi, încărcat de istorie, dar istoria cu ale ei și-a pus amprenta vechimii, deteriorării, că știți dumneavoastră acum 15-20 de ani cum era acest spațiu. Era frumos, bineînțeles, pentru că avea un altar, biserica aceasta veche, pictura din biserică chiar nerestaurată, dar se simțea nevoia unui om a plecat cu dragoste, cu jertfă asupra locului și iată cu mila Domnului cele pe care s-au împlinit aici, de la incintă, biserică, cele două, trei case, spațiul în care ne aflăm, incinta și toate cele care sunt și toate cele care urmează. Ca să fie un loc, așa cum l-au gândit binecuvântații ctitori, în care obștea să se mântuiască, iar credincioșii din jur să vină la Sfânta Mănăstire pentru a trăi un moment de adâncime, precum îl trăiesc și în parohii. Dar e nevoie din când în când să cunoaștem și cum se petrec lucrurile în altă parte pentru a ne întări în credință, ca întorcându-ne în parohiile noastre să împlinim poate și mai bine cele pe care le avem de împlinit în datoria noastră de creștini.